Bună ziua, dragilor, sunt bun găsit la Antonia Coprofana. Suntem din nou împreună cu Eva și Miruna. V-ați numit? Da. Eva și Miruna. Da. Asta e foarte important. Eu am o memorie slabă a numelor, dar de aceea că v-am găsit. Așa, dar Eva, pornim împreună, că tu ai spus să merg pe mare. Pentru acasă, clasa pregătitoare. Și continuăm cu operațiile de adunare și scădere, da? Hai să vedem cât, cine este egal, Eva. Care sunt două numere care se fac 7? 7? Da, da. 6 și 1. 6 plus 1, egal cu 7, da? Deci eu fac de 7. Mai dăm altă pereche de numere. 5 plus 2. Foarte tare, foarte bine. 5 plus 2. Face tot 7. Am câte pereche de numere? 4 plus 3. Vezi, ai simțit șmecherea aceea, scade ăsta, crește la tot. Foarte tare, vezi? Față de data trecută, acum ești foarte sigur. Egal cu 7, altceva. 3 și 4, dacă schimbă pozițiile, da? Foarte corect. E perfect ce-ai spus. 3 și 4, urmă, când dacă e 2 și 5, și așa mai departe. Te rog acum, 7 mai scăzut 6. Cine este egal? 1. Te spun ție întrebările. 7 scăzut 5. 7 scăzut 5. Da. 2. 2, sigur că dar prieten care s-a dus de 7 scăzut 5 e cap cu 2 și 7 scăzut 3. De cine este egal? 7 scăzut 3. 3. 2. 7 scăzut 3. Rămâne prietenul celălalt. 4, sigur că da. Și 7 scăzut 4, dacă ar fi să facem, dacă pe 7 scădem pe 4, ești foarte ocupat cu desenul, da? 7 scăzut 4, hai să vedem. Pe 7, dacă scăzut prietenul 4, rămas 3, da? Din 7, dacă ați scăzut pe 4, rămas celălalt, 3, da? Bun. Ei, am vorbit de 7, hai să vedem de 8 acum. Dăm tu toate în perechele de numere care fac 8. 8-ul. Din cine și cine? Care sunt cei doi prieteni care fac 8? Două numere prieteni. 5 și 1. Cât face? 5. 5. 5 și 1? 5 și cu 2. 5 și cu 2? 5 cu 3. Așa! 5 plus 3 egal cu 8, da? Apoi. 2 numere prietene. 4 plus 4. 4 plus 4, sigur că da. 4 plus 4, așa. Apoi. 3 și 4. 3 și 4, cât a făcut? 3 și 4, 7. A la 8. Dacă mai găsești. 3 și 5. 3 și 5, mi-ai spus? Alte 9. Hai să-l crește pe 5. Adică... Îl crește pe 5 cu 1 și luăm de la 3. Adică... 6 plus 3. Nu plus 3. Plus 2, care am luat pe 1 și am pus în partea asta. 6 plus 2 este egal cu 8 și încă 7 plus 1 egal cu 8. Vezi? Aici n-ai mai fost un pic atentă. Deci 8 se compune din 4 plus 4, 5 și 3, 6 și 2 și 7 și plus 1. Așa. Ei, hai să vorbim de 8. Hai să vorbim de 8. De 9, pardon. 9. Zim tu toate perechile
prietene, două numere care fac 9. 5 și 4? Sigur că da. 5 plus 4 fac 9. Apoi? 5-ul crește un pic, face 6. Sigur că da, plus 6 plus 2. Nu 2, care, unul care nu l-a luat la 4. 6 plus din 4. 5. Depășește 6 plus 5. Mult. Luăm de la cine? De la 4 luăm 1. Și trece la 5, face 6. Și cât a rămas la 4? 3. 3, vezi? 6 plus 3 fac 9. Apoi, mai crește un pic. Și la prietenul său face cât? 7 plus... 7 plus... 7 plus 2. Plus 2, sigur că da, face 9. Și 8 plus... 8 plus 1. 8 plus 1 face 9. Vezi cât te concentrezi și ești atentă? Foarte bine merge. Deci, 5 cu 4 face 9, 5-ul crește câte un pic, ia de la, 4, de la vecinul. 4 devine 3, urmă 2, devine 1 și iată, asta este cu 9. Și 10-le? Ia să văd care sunt perechele de numere care fac 10. 5 plus 5? Plus 5 plus 5. Aproape. Sigur că da, 6 plus 4, de acord cu tine, am 10, apoi. 7 plus 3. 7 plus 3, sigur că da, egal cu 10, și apoi. 8 plus 2. Așa. Și? 9? 9. Foarte, foarte bine. Hai să le reprezentăm pe o linie și luăm unul mai micuț, așa, și de aici punem unul, am pus-o singur segment, apoi mai punem încă unul, două segmente, apoi trei, că sunt trei de la început, vezi? De aici, de la 0. 1, 2, 3. Mai pun încă unul de ăsta, cât fac acum? 4. Și mai pun încă unul, cât vine acum? 5. 5. Și mai pun încă unul? 6. 6. Și mai pun încă unul? 7. 7. Și mai pun încă unul? 8. 8. Și mai pun încă unul? 9. 9. Și în sfârșit am ajuns la capăt cu 10. Ei, vezi tu, cu cine este egal 2 și mai pun încă 3? 2 plus 1, 2, 3. La cine am ajuns? 2 plus 5. 3. 5! Se vede foarte bine, da? 2 plus încă 3 fac 5. Dar 3 plus 2? 3, 3 și încă 2. Tot 5. Tot 5, sigur că da. Dar 4, 4 și cu încă 3. Încă 3. Unde s-a dat? 4 și cu 3? Uite aici, 4 și am mai pus încă 3. La cine am dat? Peste 7. Deci 4 plus încă 3 fac 7 liniuțe. Da? 7 segmente de astea liniuțe. Cu cine este egal 8 plus 2? 8 plus 2. 10. 7 plus 3. 7 plus 3. 7 până aici. Și încă 3. Tot 10. 10. Da? Deci toate astea aici le avem scrise și le putem vedea și pe o dreaptă, așa. Uite, în fața casei la bunicu sunt floricele. Sunt 7 floricele. 7. Și
A trecut bunicul din fugă și patru le-a călcat. Patru. Au fost... Ospitalizate. Câte au mai rămas? Din șapte, patru le-a călcat. Câte au mai rămas? Trei. Trei, sigur că da. Dar avem mai șapte. Scăzut patru? Păi am cu trei, da? Din șapte, dacă ai scăzut patru, patru. Șapte minus patru, egal cu trei. În curtea acolo sunt doi iepurași. Câte picioare au doi iepurași? Patru. Amândoi? Și unul și încă lângă unul? Patru. Opt. Opt, sigur că da. Deci doi iepurași, dar patru plus patru egal cu opt. Asta știți-o foarte bine, da? Da? Trei găinuși. Câte picioare au trei găinuși? Au șase? Șase, că sunt două la o găinușă. Încă plus două. Și iar încă plus două. Și facă total, așa cum ai spus, o fac șase, da? Doi și cu doi fac patru și mai bine încă doi și tu ai făcut foarte bine, egal cu șase. Așa este. Dar două găini și un iepuraș. Câte picioare au un loc, la un loc? Două găini și un iepuraș. Două găini înseamnă doi plus doi. Nu? Două la o găină și încă două la o găină. Și plus patru. Opt, sigur. Foarte bine ai făcut. Deci două la o găină, două la cealaltă găină fac patru. Și cu patru la iepuraș, opt picioare. De acord. De acord. Foarte bine. Spune-mi tu, câți colegi sunteți voi la clasă? 33. 33. Da? 33? La clasă, așa se scrie 33? Știi cum se scrie? Da. E bine așa cum a scris eu, 33? Deci ăsta de aici indică câte grupe de 10, adică înseamnă așa o 10, plus o 10, plus o 10. Vezi că sunt câte de alte 10? Câte grupe? 3 grupe de 10. Și plus pe urmă, un 3. Da? Încă un 3. De asta înseamnă 30 și 3. 10 plus 10 plus 10 și plus un 3. De acord? Deci asta de aici ne spune câte 10 sunt. 1, 2. Ia spune tu, cum scriu eu pe ăsta? 75. Cum se scriu pe ăsta? Câte 10 să pun? Câți de-al 10 pun aici? La 75. Câți de-al 10 să scriu? Ăsta ne zice. Aici câți de 10? Câți de 10 am spus? 1, 2, 3. Acum câți am să scriu? 7. 10. Și încă o 10. Și încă o 10. Plus o 10. Plus o 10. Da? 2, 4, 5. Și plus o 10 și am făcut cât? 2, 4, 6 și plus încă o 10. 7. 7 de aceste 10 și plus un 5. Și plus un 5. De 7, 10, 5. Cât sunt? Câți de ale 10 sunt aici? 47. Câți de 10? 4. 4. O 10. Plus o 10, plus o 10, plus o 10 și în sfârșit plus 7. Dar aici, prin 95, ce înțelegi tu? Cum scriu eu? 9 de 10. 9 de 10, sigur. Deci 10-le de 9 ori, o dată. Plus încă o dată. Plus încă o dată. Plus încă o dată. Da? 2, 4, 5. 6, 7, 8, 9, da? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9, și plus
Cât? Câte unități? Încă 5. Te întreb, care e mai mare? 75 sau 47? Cine e mai mare? 75 sau 47? 75. Foarte bine! Zice că ai văzut câți de 10 aici? Mai mulți de 10. De acord? De acord. Da. Și 47 sunt mai puțin de 10. Deci ai spus foarte bine, te-ai uitat cu atenție și mi-ai spus că e mai mare 75, e mai mare decât 47. Pentru că aici tu ai văzut că sunt atâtea 10, 7 și aici sunt 4. Dar între 75 și 95, care e mai mare? Între 75 și 95? 95. 95, sigur că da. 95 e mai mare decât 75. Dar între 95 și 98, care e mai mare? Între 95 și 98. 98. 98. Pentru că 10-le sunt la fel. Uite aici, 10-le sunt la fel. Dar la unități, 8 e mai mare decât 5, da? Mai mult. Sigur că da. Și atunci spunem așa, că e mai mare 98 față 95. Dar între 79 și vecinul său 69. Între 79 și 69. 79. Sigur că 71, că 70. Aici e numai 6. E mare, la fel la unități. Și ai zis foarte, foarte corect. Bine. Te descurci foarte bine. Mă bucur mult. Știi care e mai mare, știi care e mai mic. Deci știi să compari numele. Hai să vedem acum cu cine este egal. Să spunem 7 7 plus 2. 7 plus 2. Eva? 7 plus 2. Spune-mi cine, cine este egal. 7 la care mai pun 2. Așa. Cum mai pun încă 2? 8. 7 plus încă 2. Nu. Da? E pe 8 și pe 8, 9. 2 trebuie să pui, da? 9 fac. 7 plus 2 egal cu 9. Da, 70 plus 20. 70 plus 20. De 7 de ani de 10 și încă 2 de ani de 10, fac 90. Cu cine este egal 3 plus 4? 3 plus 4. Sigur că da. Foarte bine. Dar 30 plus 40. 70. 70. Perfect. Dar 6 plus 3. Cine este egal? 6 plus 3. 6 plus 3. Deci la 6 mai pui încă 3. Îl pui pe 7, îl pui pe 8. Nu. 9. Da? Deci asta, așa că te scriești. 6 și încep. Pun pe 7, pun pe 8 și pe pun pe 9. Că 3 trebuie să mergem. Face 9. Și 60 plus 30? 60 plus 30? 90. 90. Egal cu 90. De acord. Cu cine este egal? 5 plus 4. 5 plus 4. 9. 9. Bine ai spus. Și 50 plus 40? 9.
Dar 9 scăzut 5. Din 9 scădem 10. 4, sigur că da. Dar din 90 scăzut 50. 90 scăzut 50. 40. Perfect. 40. Și iată 3 plus 7 egal cu 3 plus 7. 10. 10, corect. 10. Și 30 plus 70. 10, dar de 10. Nu? 10. 37 făcea 10 acum. 37 face un 10 și pune și un 0 care face cât asta? Cât se înseamnă? 10? 100! 100! Deci 37 făcă 10 și pune și 0 ăsta și face 100. Da? 101 cu 2, 0 face 100. Cine este egal? 5 scăzut 3. 2. Hai. Adică, da, 50 scăzut 2 cu 30. 20. Cu cine este egal 7 scăzut 3? 7 scăzut 3. 3. Din 7 ne gândim. 7 din cine era? 4. 4, așa este. 7 compus din 3 și 4. Și dacă ar da pe 3, rămâne 4. Prietenul său. 7 minus 3 egal cu 4. Dar 70 minus 30. 70 minus 30 egal cu 40. Perfect. Bun. Și să mai vedem. 6 plus 3 egal cu 6 mai pui pe 3. Îl pui pe 7, îl pui pe 8 și pe 9. 3 trebuie să pui. Pe 7, 8 și 9. 9. Așa, așa te gândești, da? De la 6 mai pui pe 3. 3 trebuie să pui. Îl pui pe 7, pe 8 și pe 9. La 9. Așa. Și 60 plus 30 egal cu 90. 90. Dar 70, nu, 7 minus 2. Cu cine este egal? 7 minus 2. 5. 5, sigur că. 5 face, sigur, rapid. 7 minus 2 egal cu 5 și 70 minus 20. 70 minus 20. 50. 50, foarte. Și 8 scăzut 3. 8 scăzut 3. 8, 8 scăzut 3 egal cu 5. Este zic, da? 8 scăzut 3 egal cu 5. Și 80 scăzut 3 10. 80 scăzut 3 10 egal cu 50. Da? 50. Ca să vedem câte timpul ca să creu și lui. Da. Deci, am văzut aici că te descurca foarte, foarte bine și acasă. O să faci următoarea problemă. Deci, pe caiețe, poți să scrii desfășurat 89, 78, deci 89, adică câte 10? Câte 10 pui acolo, câte 10 și câte unități, da?
Și vei vedea care e mai mare. 78 și cu vecinul său 89, care e mare? Răspuns tu. Da? Răspuns tu la această întrebare. De asemenea, scrie desfășura 29 și 39 și vedea care e mai mare dintre ele. Câte 10 sunt la unul, câte 10 la celălalt, da? Desfășura. 39 e mai mare. Cât? 30 e? 39 e mai mare decât 29. Foarte bine. Ai vădat răspunsul de acum, ca să nu mai cât mai finisez. Și vreau să numer picioarele la 3 iepurași și 5 găini. Deci 3 iepuri și 5 găini au puncte, puncte, aici câte picioare? Cât? Nu te-am trebuit să dai răspunsul acum acasă. Are o problemă, știi, din ala făcut. A? Are și o problemă făcută? Așa. Unde tu pare eu? Aici. Cum? O să vezi tu, le faci problema, să vezi ce răspuns dai, da? Deci asta, astea sunt întrebările tale. Asta pentru data viitoare. Și îți dădus în parcă, nu dacă nu vă dau încă o dată, pe 7, 8 și 9, desfășurat plus prietenii. Câte două cifre. La 7, care sunt cele două, la 8, la 9, da? 7, 8, 9 și 10. Deci 7, 8, 9 și 10 să fie scris prietene, 2 câte 2 care fac 7, care fac 8, care fac, da? Toate posibilitățile. Așadar, ne oprim aici cu clasa pregătitoare și trecem repede la